Statul pe scaun poate afecta foarte mult sănătatea spatelui. Tocmai din acest motiv am pregătit câteva mișcări pe care le poți face la birou ori de câte ori simți tensiune în zona gâtului, a umerilor, în zona lombară și chiar a șoldurilor. Așează-te la marginea scaunului, relaxează palmele pe genunchi, închide ochii și relaxează-te aici. Inspirația îți deschide pieptul, arcuiești spatele și pe expirație bași bărbia în piept, curbezi spatele fără să dai drumul la genunchi. Încă de 2 ori, inspirația îți deschide pieptul și expirația îți curbează ușor spatele. Încă o dată, inspirația îți deschide pieptul, ridici bărbia și pe expirație bași bărbia în piept, curbezi spatele. Revii din nou în mijloc. Ușor răsucești corpul în partea dreaptă, te împingi cu palma stângă în afara genunchiului drept, brațul opus este rezemat pe spătarul scaunului și deschizi umerii aici, respiri adânc. Și ușor revii în mijloc și la fel în partea opusă, inspiri adânc și deschizi corpul aici, umerii, răsucești ușor corpul din abdomen. Și ușor revii în mijloc, relaxezi din nou palmele pe coapse. Și ușor introduci brațul drept în dedesubtul brațului stâng, înfășori brațele și încerci să apropii palmele între ele. Poți să rămâi aici dacă vrei sau să ridici ușor brațele sus, să le lași mai jos, poți să aduci puțină mișcare în corp, să te miști dintr-o parte în alta. Cum te simți tu mai bine? Respire adânc. Și dai drumul la brațe și introduci brațul stâng în dedesubtul brațului drept, încerci să atingi palmele între ele și orice variantă vrei, rămâi aici sau aduci puțină mișcare în corp. Încearcă să-ți asculți corpul și să-i oferi ceea ce are nevoie în momentul de față. Respire adânc. Și ușor dai drumul la brațe și inspirația îți ridică brațul drept, brațul stâng în jos, îndoi coatele și încerci să-ți prinzi degetele brațelor în spatele tău. Dacă nu reușești, îți oferi puțin spațiu să-ți deschizi umerii aici. Stai acolo unde poți să respiri adânc. Poți să rămâi în mijloc sau să lași corpul într-o parte, în cealaltă, să faci mici ronduri din partea superioară a corpului. Respiri adânc. Și ușor dai drumul la brațe și la fel cu brațul stâng, ridici brațul stâng, lași dreptul jos, îndoi coatele, prinzi degetele brațelor în spatele tău. Dacă nu reușești, la fel, îți oferi puțin spațiu să-ți deschizi umerii. Rămâi în mijloc sau aduci puțină mișcare în corp. Respiri adânc. Și ușor dai drumul la brațe, relaxezi palmele pe coapse. Să ne deschidem puțin șoldurile, relaxezi glezna dreaptă pe coapsa stângă, lași genunchiul drept în lateral, poți să te dai puțin mai în spate, să faci loc corpului să se așeze puțin peste picior, poți să relaxezi fruntea pe birou. Stai acolo unde simți că se deschide șoldul drept, fără să simți vreo durere în genunchi sau în altă parte în corp. Stai acolo unde poți respira adânc. Când te simți pregătit, revii sus și la fel cu piciorul opus, relaxezi glezna stângă pe coapsa dreaptă, lași genunchiul stâng în lateral și așează-ți puțin corpul aici. Relaxează umeri, nu ține niciun fel de tensiune în corp, lasă corpul maleabil, moale. Respire adânc aici. Când te simți pregătit, revii sus, relaxezi talpa pe podea. Și inspirația îți ridică brațele și pe expirație prinzi încheietura dreaptă și tragi ușor de braț. Lași puțin corp într-o parte, poți să aduci puțină mișcare în corp. Și inspirația te ridică și pe expirație prinzi ușor încheietura opusă și tragi ușor de încheietură, respiri adânc. Și inspirația îți deschide pieptul și pe expirație relaxezi palmele pe coapse. Și inspiri adânc pe nas și expiri adânc pe gură. Lasă puțin corpul să se așeze aici. Și ușor freacă palmele între ele până simți că se încălzesc.
Așezi ușor podul palmelor pe ochi și relaxează fruntea și relaxează ochii. Oferă-ți puțin timp să-ți odihnești ochii aici. Respire adânc. Și când te simți pregătit, relaxezi ușor palmele pe coapse. Oferă-ți un moment să-ți aduci atenția în interiorul tău. Și asta e tot? Ești pregătit să-ți continui treaba? Nu uita să te hidratezi și spor la treabă!